Vasile Țurlui este unul dintre constanțenii care se gândesc constant și la binele altora. Donează sânge de 10 ani și spune mândru că i-a mai rămas o singură foaie în carnetul de donator. Vineri dimineață l-am găsit la centrul de transfuzii, în timpul unei proceduri de afereză. Componentele sanguine recoltate vor ajunge la pacienții cu leucemie și alte tipuri de cancere. E pe o femeie conștiință pentru binele tuturor. Adică, oamenilor, mă rog, e un lucru bun să doneze și să ajute o persoană neca și în nevoie. Și alți constanțeni au venit să doneze sânge. O fac fie pentru un prieten, fie pentru o rudă. Este foarte frumos să donezi pentru cineva, să salvezi lumea la cineva. Foarte frumos, foarte frumos. Dacă persoana e sănătoasă, de ce să nu facem și gestul ăsta voluntar? Da. Dacă doriți să salvați o viață, iar sănătatea vă permite, nu mai stați pe gânduri. Donați! În fiecare zi este nevoie de cel puțin 50 de pungi cu sânge. Pentru persoanele grav molnave din spitale este nevoie permanentă de sânge. Pot veni să doneze cei care au vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, care au peste 50 de kilograme și care nu au boli precum tuberculoză, hepatită virală sau infecții HIV. În ultima săptămână, numărul donatorilor a fost mai mic decât necesarul zilnic. Săptămâna trecută am constatat o reducere a numărului de persoane prezentate 3 zile din 6, ceea ce evident s-a transformat într-un semnal de alarmă pentru noi ca instituție, întrucât scăzuseră foarte mult unitățile de componente sanguine disponibile. La centrul de transfuzii se recoltează în continuare sânge pentru prepararea plasmei cu conținut crescut de anticorpi anti-SARS-CoV-2 de la persoanele care au trecut printr-o infecție cu acest virus. Până în prezent, începând cu luna mai 2020, de când a intrat în uz acest tratament experimental, am asigurat, practic, prin furnizarea de unități de plasmă convalescentă, toate solicitările venite de la spitalele din județ care acordă acest tratament. Centrul de transfuzii din Constanța este deschis de luni până vineri. De asemenea, și în unele zile de sâmbătă, angajații vor fi la datorie de la 9 la 13.